Salutare lume, am revenit cu un nou unboxing, jucărie nouă, o scot pe cealaltă la pensie. Dacă tot am primit o ofertă de la o firmă de telefonie mobilă pentru portare și chiar nu a fost un preț rău, o să zic nume că nu vreau să fac reclamă, o să vă arăt și ce am cumpărat și ce de fapt, ce e în cutia asta, să văd cum o puteau desface, că de fapt sunt două cutii una între alta. Ia să vedem cum merge. Tare mult de unboxing, nu-i de făcut. De aici nu știu cum am pachetat-o. Cutiile se adaugă. Da. Am pus pe frate-sul ăla mai mare în spate. Jucărie nouă. Ui, bă, cât e mică cutia față de celălalt. Și greu. Bă, dacă cealaltă firmă nu mi-o dat nimica, la care avem abonamente și chiar plăteam, că ce-ar fi să mă mut? Mai mică cutia, da. Mai grea, mai grea. Sper să-l desfac cum trebuie. Cu celălalt o să văd eu ce fac. Poate îl scol la vânzare, poate nu. Da, deci cam asta e noua achiziție. Un PlayStation Slim. Poate că trebuie să aștept să iau Pro-ul, dar îl lua și pe ăla. Nu știu cum să scot din cutie. Nu vreau să-l dau nici de pământ, așa de nou. Vreau nici să strâng cutia. Complicată operațiune. Sper că se vede. Alimentare. Efectiv nu știu ce s-a astea, le vedea eu. Opa. Controllerul. HDMI, USB. Încă un controller. Manual. Nu
facem nicăi. Manuale. Haide capul meu, uite câte cutii am pe aici. Uai, bă, la ce nicăi. Deci am mai văzut în magazine, dar... Nu știu cum am pus. Bă, băiatule, bă. Uite, bă, cât e de frumos, mă, și de mic. Cred că l-am pus cu capul în jos. Cred. Știu cât e bine să vede. Niculuțu. Trebuie să-mi dau seama pe ce parte. Da, evident că l-am pus cu capul în jos. Erau ciciorușele. Cam asta e poziția lui. Cam asta am fost unboxing-ul. Și acum vă voi explica și ce vreau să zic într-un video mai vechi cu prima consolă cumpărată de pe eBay. Na bun, ia să vă spun și povestea cu primul Xbox, tretin vară și ce jocuri am pe aici prin galerie, prin colecția asta digitală, deci prin 2009-2010, prin și gustul eBay-ului și am zis, hai să-mi iau și o consolă, un Xbox de la original. Le știți, le-ați mai văzut pe la mine. Încă mai am, evident ăla că nu-l mai am. Da, ideea e în felul următor. Nu lungesc foarte mult povestea. Câștig Xbox-ul la licitație, cred că a fost vreo 30, vreo 55 de euro cu tot cu transport. Aștept frumos, dau o săptămâni să vină coletul și în perioada respectivă lucram la un magazin care nu mai există în Dej și evident când ajunge coletul hai să-l desfac acolo în magazin să mă lau la colegi ce consolă mi-am cumpărat șmecheră. Vine consola, mă pun, desfac, probăm la un televizor de la că aveam destule puse la vânzare. A, și primul lucru care îl fac, apăs pe butonul de power și îmi dă o eroare de aia faină de Xbox când nu funcționează. Ai de capul meu, mă gândesc. Deci, după atât a așteptat, prima comandă pe eBay, vine Xbox-ul defect. No, eu supărat, ăștia râdeau de mine că o vine stricată. Hai că mă duc acasă și vedea ce face cu el, trimit înapoi. Deși era mai scump să-l trimiți înapoi, perioada aia. Și ajung acasă. Primul lucru, desfac consola, o montez și din greșeală apăs pe butonul de la unitatea optică. Și bang, pornește consola fără mesaj de eroare, funcționează, ai de capul meu, n-am o cămere. Și când mă uit mai bine, consola era și modată, plină cu jocuri. Deci, efectiv, din consola aia mi-am făcut un retro Xbox,
Am chiar avut noroc cu el și l-am umplut cu emulatoare de MAME, Game Boy, tot felul de emulatoare, deci aveam tot felul de jocuri de astea retro și cam pentru aia l-am folosit. Da, cam asta e toată povestea, toată aventura. Mi-a dat un pic cu panică când am văzut că nu funcționează, dar am avut noroc și a fost modat jocurile toate din... Era destul de ciudat că toate jocurile erau dublate în germană și apoi era Call of Duty și, apoi, și toți vorbeau germană. Și personajele tale și inamicii nici nu conta care de parte era. Da, au fost na, o experiență de asta mai prima comandă, să-ți vină consola defectă. Na, pățăști. Acum m-am obișnuit și la câte console defecte am luat în anii următori, nici nu prea mă mai interesează dacă mere sau nu. Evident că pe eBay îți dau bani înapoi și pe Vinted la fel dacă sunt probleme, da, dacă e de pe OLX-ul cam pot păță. De pe din piața de vechituri, chiar nu mă aștept să funcționeze niciuna care le cumpăr. Na bun, cam asta a fost povestea. Poate a fost mai plictisitoare, dar am zis să o fac, să o spun, că tot am pățit tot felul de chestii, mai ales de când te cumpăr console. Și cam asta a fost video, povestea, unboxing-ul, jucăria nouă. Probabil o să mă uit de o placă de captură video să văd. Poate voi face niște stream-uri. Da, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!